Aflat la al treilea mandat consecutiv, edilul Vergil Sârbu s-a dovedit a fi un bun gospodar. De-a lungul anilor de când se află la conducerea comunei Rotunda, primarul a reușit să încheie cu succes mai multe proiecte. Anul 2017 s-a dovedit la fel de bun în atragerea de fonduri europene și guvernamentale. 2017 pentru locuitorii comunei Rotunda și pentru primăria și Consiliul Local Rotunda pot să spun că a fost un an bun. Am încheiat asfaltarea 7 kilometri, amenajare drumuri agricole, o centură în jurul localității. Am renovat gardul la unul dintre cimitire pentru că arăta foarte urât și era căzut. Am declanșat cadastru pentru terenurile extravilane în proporție de 60 și ceva la sută. Anul 2018 vine cu vești bune pentru locuitorii din Rotunda. Unul dintre cele mai așteptate proiecte a fost aprobat. Pentru anul 2018 avem deja încheiat contractul și o parte din finanțare pe măsura 7.2, apă și canalizare, 2,5 milioane de euro, și mai avem prin Ministerul Dezvoltării un alt proiect, la fel semnat, și suntem în curs de derulare a procedurilor de achiziții pentru asfaltare străzi. Lucrările privind introducerea apei potabile în această zonă vor demara în primăvara acestui an.